Hei, salut, sunt Ilie. Astăzi îți filmez provocări nebune 22. Ieri nu am filmat provocări nebune 22 pentru că era foarte posomorât timpul de afară, dar astăzi este soare și este foarte frumos și eu am dispoziție foarte bună. De fapt, eu practic în fiecare zi am dispoziție foarte bună. Acolo cineva bate. Termină-mă! Face reparație. Astăzi am hotărât să fac toate provocările afară cu oamenii pentru că sunt foarte interesante și dacă citite deja m-am săturat să mănânc chestii oribile. Și cred că provocările pe afară cu oamenii sunt foarte interesante. Dar înainte de asta vreau să spun de un website care se numește File Horse. Probabil mulți din voi folosiți sistemul de operare Windows și Windows are foarte mult virus, mai ales când descarci o programă pe Windows. Deci intrați pe website-ul ăsta File Horse și descărcați care programă doriți fără virus. Ok, hai să trecem la treabă și prima provocare este așa. Du-te la cineva și spune că ești Ilias Vlogs. Bună ziua, eu sunt Ilias Vlogs, mă știți? Нет, я Илья Vlogs. Да, и что? Ну, не знаете меня? Нет, радость моя, не знаю. Окей. Бună ziua! Ты около на спать, Пейдж? Сунт Ильяс Vlogs. Да, мы да. Сунт Ильяс Vlogs. Повтем? Какой? Посмотри. А, ну, я вам расспом, что сунт Ильяс Vlogs. Я путешествовки даю. Я вам расспом, что Ильяс Vlogs. То что, да? Nu mă știți? Tot fumează cu tine el, da? Fumează? Da. Nu, noi nu fumăm împreună. Așa, de acela care ține care cu pizza, da. Aha. Știu, băieți bun, ești, eu credeam că și tu fumezi tot cu tine. A, nu, eu nu fumez, nu. Și tot fumezi? Tu fumezi? Ia ca scrie-le lor, lor. Nu fumez, nu spui, nu-i bine. O spus că din clasa a treia fumează, te închipui, eu sunt șocată. De exemplu la tot, scrie-le lor, nu fumez, firma să rămâie așa grebănoș. Bună ziua, scuzați, eu sunt Ilias Vlogs. Ilias Vlogs, nu? Știu? Ilias Vlogs, știți? Eu nu știu. Ilia Vlogs. Nu știu. Nu înțelegi. Eu sunt Ilias Vlogs. Știu că sunt Ilias Vlogs. Eu nu știu. Doamne, s-a închis acolo. Doamne, vinți mă în coavră. Acolo e închis. Vinți mă în coavră. Sunt Ilias Vlogs. Și? Bună ziua, Ilias Vlogs. Mă știți, da? Ia ca să ia, vă știi. Salut. Salut. Ce faci? Bine. Acum vărătări, da? Mulțumesc mult. Mulțumesc ție, zi bun. Du-te la cineva și roagă-i să-ți scoate carne dintre dinți cu o scobitoare de dinți. Am câteva scobitori de dinți. Hai să vedem ce reacție să aibă oamenii. Salut. Uite, am o bucată de carne, nu pot să scopăt, să scoți, te rog. Nu? Ce scuze? Am o bucată de carne s-a oprit între dinți. Puteți să o scoateți, vă rog. Nu? E greu, nu știu, nu văd înăuntru. Eu n-am treabă cu asta. Eu nu sunt medic. Dacă o parte. Ok, mulțumesc. La o parte chem poliția. Da, ok, nu putem. Mai departe. Da, ok. Super. Chiar îți dau una curată, dacă vrei. Nu. Am niște carne între dinți s-a oprit. Nu puteți să mă ajutați să scot. Scoți carne? Da. Aha, s-a oprit aici. La Kotovski, să te rog, la dâns. Kotovski? Da. Da, nu, el e monument. E monument? Da, așa n-am... Eu am mai azis. E că nu știu cum s-a oprit și mă deranjează tare. Tare? E caut al pe cealaltă care am des. Iată-te că fotografiază. Voi și fotografiază-i. Salut. Am carne între dinți, nu puteți să-mi spaliți. Zic, am carne între dinți. Și s-a oprit, dacă puteți să mă ajutați, că nu văd înăuntru cum. Dar nu, oricum, nu știu cum șede așa înăuntru. Și e greu, asta trebuie să știuți așa, cu capul să-l bai, știți, să vedeți. Acolo bani ceri. Te provoc să te duci la cineva și să-i spui: m-am beșit în mână, nu vreți să mirosiți. Oribil, dar hai să încercăm. Bună ziua, cer scuze. M-am beșit în mână, nu... Poftim? Salut. M-am beșit în mână, nu vrei să miroși? Am văzut că m-am beșit în mână și dacă vreți să mirosiți. Nu? Ok. Nu vrei. O aruncam afară. Am o beșină proaspătă, nu vreți să... Ilie, ia boxa ta nouă și du-te lângă un om și pune muzică rock la volum maxim. Yeah.
Du-te la un magazin și întreabă dacă au picioare de pește și arpioare de porc. Hai să facem provocarea asta. Aveți picioare de pește și arpioare de porc? Adică? Picioare de pește, adică picioare și arpioare de porc. Asta undeva la carne se vede, da? Probabil, dar cum poți fi în zoologică așa ceva? Dar la piața centrală se vinde picioare de pește? Spun, se vinde, dar nu ascultă să nu se întrebați așa ceva? Mă, se vinde în piață, dacă eu voci ca unde. Păi mă gândesc, știți, în Moldova tot se găsește. Se vinde pe piață și carne? Da, am văzut așa ceva, nu? La Walmart se vinde și detergent și carne. Păi acolo e minimarket, acolo e market mare. Nu, am crezut că e la fel și la voi. Ok, n-aveți dar picioare de pește și arpioare de porc, nu? E ok, mulțumesc mult, Giovanna. Bună seara! Da... Salut! Da, eu așa o întrebare. Aveți picioare de pește și arpioare de... Nu, n-avem. Picioare... Trebuie să mă scuz până la urmă. Picioare de pește și arpioare de porc. Da, niciun fel. Nu? Nu. Unde ai telefonul, Giose? Care telefon? Mateu. Este telefon? Da. Aici este telefon. Camera, spune jos. Camera, dă-și înapoi să mers. Hey, 1. În magazin m-a recunoscut. 2. Era un băiet agresiv care a venit și l-a opălit pe cameraman. Și primul a venit prietenul lui și a zis că a, tu nu știi cu cine vorbești. Tot e bine, adică nu a fost luptă, bătaie, știi, nu a fost nimic până la sânge. Bună seara, o întrebare. Aveți picioare de pește și arpioare de porc? Aripi de porc? Da. Picioare de pește? Da. Limbă de găină. Da? Haiosă. Ce-i de broască? De broască aripi. Da, dacă aveți de-astea... De papagal. Aripi de broască, e tare bine, nu? Nu? Iar e de pene. Da, mie mai se povin de zi, mi-aș ști și vreau să fac ceva din picioare de pește și arpioare de porc. Mi-am zis că îți vine. Ok. Ok, mulțumesc. Cam atât pe azi, sper că v-a plăcut acest episod cu provocări nebune. Poate a fost scurt sau nu, eu nu știu. Vreau să spun că e mai ușor să mănânci ceva decât să faci provocări pe afară cu oamenii. Serios. Trebuie să ai foarte mare curaj să te apropii de cineva. Cu voi a fost Ilie, pa, pa.